Înainte să încep să discuți de toate chestia, trebuie să conștientizez că și poliția, și apărarea, și justiția sunt tot niște servicii. Adică lumea nu e deloc obișnuită să se gândească la ele ca la niște servicii. Au senzația că e ceva, e o aură divină, vin niște preoți, fac o slujbă sau ceva de genul ăsta. Adică nu e intangibil, e. Și îți spun că am avut discuții cu oameni care, în clipa în care am zis, păi da, ok, justiție, e un serviciu ăsta. Zic, nu, cum să fie un serviciu? Da, Dar ce ce e? Acolo se rupe treaba. Adică, nu, răspunsul era, de obicei, era unul circular. Justiția e justiție. Apoi cum poliția e poliție, justiție e justiție. Nu poți să la fel cum abstractizezi, o femeie este o femeie. știi? Gata, deja nu mai avem voie pe YouTube. Am stricat. Uite, aș avea observație la ce zicea Valin. Din fericire, și este un progres în literatura academică, când vorbim de bunuri publice, de servicii publice, inclusiv leftiștii, deci am auzit oameni în textual că statul trebuie statul de servicii. Deci asta ar fi un progres, pentru că nu-l mai vezi ca pe o chestie mistică și nu știu ce. Păi și atunci Devine probabil un că... presar. Și dacă oamenii încep să... Stai tu, păi serviciile astea pot fi făcute și privat, adică nu mai e decât un pas. De, Da, da, asta e în da, favoarea noastră, e... un progres în direcția libertariană.